A vrut să facă rost de bani mulți, părinții lui aveau nevoie, a ajuns însă la închisoare. Bine v-am regăsit, sunt Adriana Stoicescu și vă invit să urmăriți Condamnații, emisiunea poveștilor din închisoare. Era student în anul 2 la o facultate economică și avea numai 24 de ani. A fost prins transportând cocaină în Turcia, venea din Olanda. Cum a ajuns să devină traficant de cocaină, aflați imediat. Are 30 de ani, o vârstă după care mulți dintre noi tânjim. Mulți dintre noi am și uitat cum este să ai 30 de ani. A crescut într-un cartier plin de tentații al Galațiului. Nu este singur la părinți, dar este singurul care i-a dezamăgit. Întotdeauna a fost sigur pe el și pe norocul lui. Viața i-a dat însă o palmă destul de grea. Avea puțin peste 24 de ani când a aflat că va trebui să vină la închisoare. Nu s-a speriat. Se aștepta să intre în lumea condamnaților. Cum e la închisoare? Greu, urât, dificil. Un loc care te pune în situația în care alegi să fii puternic să treci peste sau să fii slab și să cazi aici, să nu mai pleci. De cât timp sunteți încarcerat? Aproximativ 6 ani jumătate. Cum a trecut acest timp? Foarte greu. Pe de o parte, implicându-mă la tot felul de activități, tot felul de ieșiri, concursuri, competiții. S-a simțit timpul că trece mai ușor, mai repede. Nu îți mai dai seama. Când faci ceva și faci și ceva care îți place, trece timpul și nu îți dai seama că a mai trecut un an. Și a mai trecut un an și s-au dus ani. Ce trebuie să faci concret ca să fie mai ușor la închisoare, să treacă timpul mai repede? Cred că cel mai important e, din toate vorbele pe care ți le-ar putea spune cineva sau sfaturi sau învățături, cred că există un singur proverb românesc pe care ai putea să te bazezi. Încă capul plecat, abia nu-l tai. Atâta timp cât lași capul și îți urmărești țelul tău, pentru că atunci când cazi la pușcărie, urmează să-ți pui, după o perioadă în care te acomodezi, urmează să-ți pui un țel, două, trei, ce vrei să faci în continuare. Dacă țelul tău e să te eliberești, să pleci înapoi acasă, știi ce ai de făcut. Dacă vrei să faci altceva, să arăți cine ești sau să arăți ce ești sau ce poți să faci, faptele o să arate țelul pe care ți l-ai pus. V-ați făcut prieteni aici la închisoare? Îți faci prieteni, colegi, amici, oameni de conviețuire cu care trebuie să trăiești în aceeași cameră fiind, nu poți să nu te atașezi la cel mai mic nivel de cineva, pentru că stai 24 din 24 în aceeași cameră. Nu poți să le viți, nu poți să trăiești în pădure singur. Așa că, da, îți faci. Dar ți-i sortezi. Prieten înseamnă un nivel mai înalt al unei relații între două persoane. Viorel a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru trafic de droguri. A fost prins transportând cocaină pe ruta Olanda-Turcia. Spune că a vrut să facă rost de bani mulți și repede. Avea 24 de ani când s-a întâlnit pentru prima dată cu drogurile.
cu ajutorul unor prieteni a ajuns în Olanda. Apoi a urmat rebeliunea, apoi dorința de a avea bani. Era student când a ales să devină traficant. A fost tot timpul conștient că poate ajunge la închisoare, dar a mizat pe norocul lui în viață. Acesta s-a dovedit a fi însă de scurtă durată. După 4 luni a fost arestat. Te poți baza pe prietenii aici? Greu, rar și foarte rar. Aici nu ajung, nu ajung, aici nu prea ajunge nimeni pentru că a fost o persoană de încredere sau pentru că a fost un prieten bun sau pentru că a făcut fapte bune. Aici cam toți ajungem din perspectiva mea pentru că am ajuns ca gândirea și comportamentul pe care l-am avut să fie total negativ. Lucru care nu poți să-l implici cu o relație de prietenie. Cum trebuie să te comporți la închisoare? Păi în funcție de ce vrei, așa te comporți. Cum ar trebui să te comporți, e la fel, în funcție de ce vrei. Trebuie să te comporți ca să poți să pleci acasă, să poți să fii înapoi în familia ta sau acasă la tine. Sau trebuie să te comporți ideal. Să nu răspunzi provocărilor, să încerci să te implici în cât mai multe activități și orice fel de lucru care te ajută și psihic, dar și în dosarul tău pe care urmează să fie analizat atunci când trebuie să te eliberezi. Viorel se descrie ca fiind un tânăr căruia i-a plăcut mereu să fie liber și a dorit de mic să ajungă cineva. Nu a renunțat la visul său. Este hotărât ca după ce se va elibera să demonstreze că a fost o greșeală drumul ales la 24 de ani. Spune că va fi greu, dar nu imposibil. Știe că dacă va învăța și se va ambiționa, va ajunge să-și vadă visul de altă dată cu ochii. Ce s-a întâmplat? Cum ați ajuns aici? Păi, în urma lipsei de bani, care când ești afară, aici nu simți. Aici e ca și cum ai o perioadă de relaxare în care nu mai simți nevoia, nu simți nicio nevoie că trebuie să mănânci, că trebuie să bei, că trebuie să plătești facturi, că trebuie să ai unde să stai. Dar când ești afară, trebuie să faci anumite lucruri ca să poți să te întreții. În lipsa banilor încep să apară lipsurile, în care nu mai ai. Și când apar lipsurile, încerci să găsești modalități prin care ai putea să revii la normal. Să faci bani așa încât să poți să trăiești. Când lipsa banilor te lovește într-atât de mult, ajungi să faci anumite compromisuri spunând, hai că poate merge. O fac acum și după aia nu mai am treabă. O să devin normal, o să muncesc chiar și cel puțin până când o să mă stabilez din nou pe picioarele mele, sunt asigurat cât de cât să pot să trăiesc. Ce modalitate concretă ați găsit de a face bani? După multe încercări, am ajuns la concluzia că o idee care mi-a fost sugerată de către un prieten, să fac trafic de droguri, ar fi ultima soluție pe care o mai aveam să pot să ies din toată situația asta. Și asta, pentru asta sunt aici. Ce fel de droguri ați traficat? Cocaină. De unde? Cum ați ajuns să intrați în povestea asta? Pe cred că orice om își formează un anturaj. Și bun și rău în același timp. Nu există un anturaj doar rău sau un anturaj doar bun. Un anturaj conține și persoane cu interese bune
și persoane care au avut interese sau care au interese sau care au practicat anumite lucruri în trecut, poate și în prezent. Și așa, anturajul tău știind care e situația ta, pentru că pentru de-aia e anturajul tău, te duci în fiecare zi, vorbești cu ei, află ce se întâmplă cu tine. Și de acolo pornesc ideile. Uite, poți să faci aia, uite, ți-am găsit acolo, uite, du-te și muncești acolo, uite, fă aia. Și dintr-unul în altul am ajuns la un prieten din anturajul respectiv care mi-a zis, eu am avut așa ceva. Dacă vrei, îți fac conexiunile și ajungi acolo. Și am ajuns în Olanda, am luat legătura cu ceilalți, cu cei care m-au pusese în legătură cu ei și am ajuns să fac ce am făcut. Viorel este încarcerat în penitenciarul bucureștean Rahova. Se află în lumea condamnaților de peste 6 ani. A fost închis și într-o pușcărie în Turcia. S-a împăcat de mult cu situația sa. Lucrează la clubul penitenciarului. Așa îi trece timpul mai ușor. Ați și consumat? Nu. Cât timp ați traficat? Aproximativ 4 luni. Și ați câștigat bine în aceste 4 luni? Nu chiar așa. Adică nu am câștigat. Gândindu-mă că sunt aici pentru perioada asta lungă de timp, n-am câștigat mai nimic. Adică să câștigi ceva înseamnă să riști ceva și în urma riscului respectiv să-ți acoperi riscul respectiv și să rămâi și în plus. Dar asumându-mi un risc și plătind pentru el și apoi făcând calculul, am ieșit pe minus foarte mulți ani. Cum ați fost prins? Prin informații. După cum există de când lumea și pământul, există o practică ca cineva să iasă, trebuie să intre altcineva. Și informațiile despre mine erau deja dăruite către cei de la poliție și mă așteptau. Cum a fost când ați auzit condamnarea? Nu a fost un șoc așa de mare, pentru că petrecusem deja 3 luni, 4 luni cu alte persoane din penitenciar care erau, majoritatea erau pentru aceeași faptă ca și mine și cam toți aveam aceeași condamnare. Și ei mi-au zis să nu fac alte planuri pentru că asta urmează. Atât urmează să iau, era ca un fix la judecătoria respectivă, era ceva concret. Dacă faci așa ceva, atât iei. Nu poți să iei nici mai puțin, nici mai mult. Și deja mă așteptam să iau pedeapsa asta când am ajuns acolo. Era ceva ce vreau să treacă. Știam ce trebuie să aud, știam cât o să primesc. Vreau doar să treacă perioada cât eram în fața judecătorilor, să pot să ajung înapoi în cameră, să mă reglez mental, ca să știu ce am de făcut. În închisoare, Viorel s-a reinventat, a învățat să se cunoască și să aibă răbdare. Serile sunt uneori cele mai grele, își aude gândurile, uneori citește sau scrie scrisori. Își dorește cu disperare să fie din nou un om liber. A reușit să facă față greu detenției. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? A fost... Întâlnirea cu închisoarea a fost un lucru marcant pentru mine. Pentru că nu am fost arestat în România. Am fost arestat în altă țară. Și întâlnirea cu închisoarea
s-a petrecut într-un cadru străin, în care inclusiv comunicarea cu o persoană e foarte grea. Foarte multe, foarte multe persoane din foarte multe țări, fiecare își vedea de colțul lui pentru că nu se înțelegea cu celălalt. Și când ești într-un spațiu în care ești singur, izolat, neputând nici măcar să vorbești cu cineva, poate simplu fapt să auzi povestea uneia în 5 minute să o auzi, te face să te mai liniștești. Dar când nu poți să vorbești, e doar apăsarea aia că ai ajuns acolo. Doar gândul că gata, am ajuns aici. Cum e închisoarea afară, cum e aici, la noi? Din punctul meu de vedere, timpul petrecut afară a fost mult mai ușor decât timpul petrecut în România. Cu toate că aici, afară, timp de 2 ani jumătate, nu am fost privilegiat de vizita familiei. Nu am avut nici măcar o vizită. Aveam doar convorbiri telefonice, care efectuam 10 minute pe durata unei săptămâni. Cu toate că aici pot să vorbesc în fiecare zi, în fiecare minut, mă face într-un fel să regret că am ales să vin aici. Este mult mai ușor. Mult mai ușor pentru că în țara mea nu mi se pare că se dă interesul pentru îndreptare sau pentru suport psihic, măcar. Măcar dacă nu îl ajut să, dacă nu îl ajut fizic să treacă peste obstacolul ăsta, măcar să-l ajut psihic să creadă că poate să treacă. Dar aici nu-l văd. Nu găsesc ajutorul ăsta. Viorel a intrat în lumea condamnaților la 24 de ani și s-a maturizat peste noapte. Îi este un dor nebun de orașul său de la malul Dunării. Mai are de stat peste un an în pușcărie. Va lăsa anii petrecuți în închisoare undeva în sufletul său. Va povesti lumii că a făcut închisoare. Nu este rușine cu anii petrecuți după gratii. Îi mulțumește însă celui de sus că l-a trimis în lumea condamnaților la o vârstă fragedă. Speră să nu-și mai dezamăgească vreodată familia. Cum a reacționat familia? Familia mea a reacționat printr-o stare de șoc. Șoc, părinții mei fiind și în vârstă, normal, din ziua care m-au arestat, peste 2 zile urma să ajung la ei acasă pentru că era ziua mea de naștere și deja planificasem cu ei să îmi fac ziua de naștere cu ei. Și ei mă așteptau să vin. Și în momentul când am dat primul telefon care mi-a fost dat de acolo din penitenciar, m-au întrebat ce faci când ajungi. Și acum gândiți-vă ce aș putea să le spun. Ce fac când ajung? Și o supărare, inimă neagră, păr alb, stres, gândul de ce, tocmai el. Foarte greu. V-au reproșat ceva? Poate reproșuri sunt întotdeauna. Depinde de fiecare cum le interceptează. Dacă le interceptez ca reproșuri sau dacă le interpretez ca și o durere a unui părinte care câteodată te întreabă de ce mi-ai făcut mie una ca asta? Sau de ce nu m-ai întrebat și pe mine înainte să o faci?
pregătire aveți? În momentul când m-au arestat, eram anul 2 la facultate. Ce facultate? Hyperion Management. Cum o vedeți viața de după închisoare? De după închisoare? Eu sunt o persoană care place să fiu mai realist și știind că încă mai am o perioadă de stat aici, cu toate că am executat enorm, dar mai am un pic, nu aș putea să mă gândesc acum cum mă văd atunci. Poate da, pot să vă spun, mi-ar place ca atunci când ies să fiu lângă cei care mi-au fost aproape toți anii ăștia. Adică lângă părinții mei. Cât mie mi-a fost greu, nu m-au lăsat niciodată. Și când o să ies afară, știu că o să urmeze, v-am spus, ei sunt în vârstă și de acum urmează perioada grea și în viața lor. Și cred că asta ar fi puțin ca o răsplată din partea mea să fiu alături de ei după ce ies. Cum e să-ți petreci cei mai frumoși ani ai tinereții în închisoare? Cum e? Nu știu să zic cum e, dar e. E... În funcție de psihicul pe care îl ai atunci când ești în pușcărie, așa o să percepi și timpul care îl petreci aici, scurt, mediu sau lung. Poți să-l percepi ca o lecție de viață pe care o înveți zilnic și niciodată nu ești destul de învățat ca să poți să termini. Poți să o iei ca pe o cară și ca pe o torturare din altă parte altora, ca și cum e pe nedrept și atunci te înrăiești. Pentru mine timpul aici e, știu ce am de făcut, încerc în fiecare zi să urmăresc același scop, scopul meu de a pleca cât mai repede de aici, să mă reîntorc unde mi-e locul de fapt și de drept. Și prin urmare mi-e ușor să trec o zi pentru că în fiecare zi am un program stabilit. Știu ce am de făcut, mă duc la muncă, mă întorc înapoi, îmi văd de treabă să mai trec o zi și încă o zi. Nu-i place să vorbească foarte mult despre el, știe însă să se facă ascultat. Este convins că este pentru prima și ultima dată în închisoare. Care a fost cel mai greu moment? Pentru mine cel mai greu moment a fost când după cum am spus mai devreme, momentul când trebuie să anunți cea mai dragă persoană care o ai în viața ta, să-i spui într-un fel, te-am dezamăgit. Și lucrurile care vrei să le faci cu mine pentru o perioadă de